E o revanșă dulce. E primul meci în campionat, e o victorie extraordinar de mare pe terenul marii rivale, CSM Târgoviște. Mă bucur pentru lucrul acesta și felicit echipa mea din toată inima. Campioana României, CSM Târgoviște, pierde teren în cursa pentru șefia basketului românesc, în timp ce rivala sa, Universitatea Goldie și Cimarad, demonstrează că este una dintre cele mai în formă grupări din acest sezon competițional. În prima etapă a Ligii Naționale, Universitatea Goldie și Cimarad și-a luat revanșa pentru meciul pierdut în Supercupa României, învingând-o pe CSM Târgoviște cu 79-75 în fața propriilor suporteri. Jucătoarele pregătite de José Araho au avut un start perfect, 9 puncte avans după primul sfert, scor 21-12, iar în cel de-al doilea s-a instalat echilibru, scor 19-19, motiv pentru care cei peste 1000 de suporteri dâmbovițeni și-au făcut speranțe că formația sa va trece la cârma jocului. Visul unei victorii a continuat să fie întreținut și în sfertul al treilea, când Târgoviștea are câștigat cele 9 puncte pierdute, scor 27-17. Însă pe ultima sută de metri lucrurile s-au schimbat radical. Universitatea Goldie și Cimarad a trecut la cârma jocului, scriindu-și victoria pe muchie de cuțit cu 22-17. Am ratat din poziții absolut singuri cu coșul. Combinațiile ieșeau destul de bine în prima repriză. Singur, absolut singur cu coșul. Ratare. Incredibil cât am putut să nu marcăm coș. Eficiență în prima repriză a fost la noi 8, ceea ce nicio echipă de mini-basket, dacă juca împotriva Aradului, nu cred că putea să facă o eficiență așa de mică. Oficialii arădeni așteptau această victorie pentru a șterge eșecul înregistrat în Supercupa României, în duelul cu CSM Târgoviște, scor 67-97. Nu pot să zic că mă așteptam la lucrul ăsta, ne doream, aveam o ambiție suplimentară, pentru că cred că la Supercupa 30 de puncte să primim a fost totuși un scor mincinos. De partea cealaltă, tehnicianul Dan Fleșeriu a concluzionat că mai important semnal de alarmă sau evidență este că fără pregătire nu se poate păcăli basketul. Trebuie să ne pregătim ca să putem să jucăm. Celelalte rezultate înregistrate în prima etapă din stagiunea 2014-2015 sunt Rapid București, Nova Vita, Târgu Mureș, 72-78, Sepsis Sfântul Gheorghe, BCM, Timișoara, 65-35, Universitatea Cluj, CSBT, Alexandria, 62-79, CSU Alba Iulia, Phoenix Galați, 102-74, Olimpia Brașov, CSM U Oradea, 85-47 și CSM Satu Mare, SCM Craiova, 101-69. Meciurile din etapa a doua sunt programate în 4 octombrie.